participa împreună cu membrii și simpatizanții de partid la campania de colectă publică prin care opera lui Brâncuș va ajunge să fie în patrimoniul național. PNL Sibiu încurajează toți sibienii să facă acest gest nobil. Avem 100 de ani de la Marea Unire. Avem șansa să dăm semnalul că această națiune poate din nou să se reunească într-un proiect național, într-un proiect cultural, într-un proiect care să oprească clivajele sociale, un proiect care să ne facă mai buni. Ar trebui să căutăm cu disperare astfel de momente care să ne unească, momente care să ne facă mai raționali și mai implicați. În sensul acesta, Partidul Național Liberal solicită Ministrului Culturii să pună cât se poate de repede la dispoziția celor care vor să doneze mecanisme bancare sigure și ușor de utilizat. Imediat ce vor fi anunțate conturile și aplicațiile puse la dispoziție de către Ministerul Culturii, PNL Sibiu va pune la dispoziția celor care vor să participe în acest proiect național toate informațiile la dispoziție, astfel încât să putem să ne reunim în marea familie românească, să ne reunim într-un proiect care, așa cum am spus, să ne facă mai buni, mai raționali, mai puternici.